Bun găsit, stimați telespectatori, iată o vară fierbinte pentru fotbalul din Valea Jiului, cu direcție către echipa Jiul Petroșani. O discuție pe care o purtăm în iulie 2013. Cine știe dacă emisiunea va fi reluată cândva, ce ecou sau ce concluzii vom putea trage după această discuție. Cel mai îndreptățit să poarte cu mine o discuție pe aceste teme este cel care de aproape un sfert de veac este în conducerea, în structurile de conducere a echipei Jiul Petroșani, domnul George Boboc, pe care îl salut la microfon și vom folosi adresarea obișnuită între noi, fără dumneavoastră și fără politețuri false. Și eu vă salut și telespectatorii dumneavoastră. Bun. George, mai întâi aș vrea să, ca să fac așa un fel de intro de un minut, două, să-mi spui, ai venit la Jiul în 1991 sau numai? 91, în aprilie. Ai fost adus ca și organizator? Organizator de competiție, pe vremea președinte era domnul Petre Drăgoescu și vicepreședinte era domnul Spiru Marian. Da. Am fost adus de domnul director Tudor. Eram în divizia A, dacă nu mă înșel. În B. Așa este. Căzusem deja în divizia B. În vara te-au dus toamna. Parcă. Nu, în primăvară, în aprilie m-au adus. 89-91 am jucat în... Da, ai dreptate. Așa este. A fost greu? Așa, de-a lungul anilor? Ai lucrat cu tot felul de președinți, începând de la director general de la Combinat și până la Miron Cosma. La început puțin cu perioada de acomodare, dar la un moment dat îți intri în ritm și nici n-am simțit cum au trecut anii. Da. A existat o perioadă în care a trebuit să stabilizeze lucrurile la un anumit moment și anume mă refer la perioada din 91 până la perioada din 95, când a venit un președinte hotărât, cum era Miron Cosma. Cum au fost aia 4 ani la început? Cine s-a ocupat de finanțare, de treburile Jiului în general? Ne autofinanțam în perioada aia și eram ajutați și de Combinat, pot să spun, adică prin mine, prin domnul Tudor. Domnul Tudor era cel care era o primă, mare contribuție, era director la mine al Ivezeni, da, și și-a asumat o mare răspundere. Da, bineînțeles, jucătorii nu mai erau angajați la un moment dat, el i-a luat și i-a angajat, deci și-a asumat față de alți domn directori care fugeau de după 90, știți cum era, da, da. Nimeni nu vrea să pară, să fie în față, să nu știu ce, toată lumea. Apoi a luat Miron Cosma, a preluat brusc echipa. Cum a fost primul contact cu Miron Cosma? Știai dinainte, în afară de, mă rog, cu personajul de Mineriade și... Eram la mare, bine, auzisem de el, nu-l cunoșteam personal. Eram la mare și în perioada aia eram la mama aia și m-am uitat la televizor și atunci l-am văzut pe treptele Combinatului, prima dată când l-am văzut pe aia. Și pe urmă, când am ajuns la Petroșani, a avut loc un consiliu de, așa zis, în momentul ăla, consiliu de administrație, la care au venit toți factorii, inclusiv fostul primar Schletter, Dumnezeu să-l ierte, domnul Miron Cosma și toți factorii, mulți directori. Da, și el între timp luase legătura cu liderii sindicali, da, pentru cotizația aia care au stabilit-o, da, și dintr-o dată Jiul s-a umplut de bani. Da, am fost la un moment dat catalogat cea mai bogată echipă din când eram în Liga 1. Cea mai bogată echipă. Până la Liga 1 a fost lupta de promovare. De promovare. Au început să aduc jucătorii aceia din București. Da, da, da. A urmat acela 95-96. Da. Cum a fost, greu? Da, 95-96. Frumos pot să spun. Nu greu, că greu nu e. Dacă te implici, da, știi ce ai de făcut. V-a fost teamă cu Foresta Fălticeni. Da, era echipă în ultima etapă. Da, era domnul Huțu acolo pe perioada aia și avea influență, avea și el forță financiară, da, de la lemn. Da, 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 da. Mi se dăduse piața de acolo din Suceava, deci piața de așa care era apropiați cu Ucraina, cu Chișinău. Și dintr-o dată de la bunăstarea aia care a durat vreo 2 ani până la arestarea lui Miron Cosma, v-ați trezit dintr-o dată era nimănui. Știu că Vasile Savu nu s-a implicat, următorul lider. Ne-am trezit exact cum eram și înainte să vină domnul 94, Cosma. Da. Da, exact, ne-am trezit la fel. Și plecau jucătorii. Dar bineînțeles, exact 2 ani de zile, după 2 ani de zile, contractele au fost încheiate pe 2 ani de zile cu jucătorii. Da, erau, înțeles, niște contracte mari, care, da, fără Miron Cosma, Liga nu le mai putea respecta. De ce? Nu erau bani, nu se mai strângeau bani, căzuse Jiul, într-adevăr, în B. Da, dar nu mai erau bani. Că eram susținuți de Liga Sindicatelor, prin cotizația la care fiecare benevol, fiecare miner cotiza. Dar la un moment dat n-a mai fost chestia aia.
Și iar a urmat perioada grea. Declin. Vreo trei ani așa, până a venit Alin Simota, cu entuziasmul lui tineresc de atunci. În 2000. 99 toamna a venit, îți spun sigur. Sau 99, da. Prin etapa 6 s-a implicat. După catastrofele alea de rezultate din primele etape, el era în jurul echipei. Mai aduceau o ladă de bere, țin minte. Da, da. Era în anturajul lor. Simota e... Și era prieten cu Miron Cosma. Da, îi plăcea fotbalul. Și ca apoi să ia toată echipa la fel cam cum a procedat Becali la Steaua, că și Becali era un fel de în jurul echipei, dar după el s-a implicat total. Da. Cum a fost cu retrogradarea în divizia C? Tot așa, legată tot datorită de contracte. Contractelor, dar tot datorită contractelor, erau contracte, deci rămăsese jucători din Liga 1. Da. În Liga 1 erau contracte la nivelul Ligii 1 în perioada respectivă și la un moment dat ne-am trezit în Liga a doua. Și în Liga 2 erau contracte de Liga 1 și nu puteai să le onorezi. Și în momentul ăla am căzut de comun acord, domne, jucătorii nu vreau să plece, vreau să rămână. Unii dintre ei spunea că se va din nou, o să fie bani, dar nu mai era ce era în perioada lui domnul Cosma și atunci a trebuit să lăsăm echipa, adică să meargă de la sine și atunci am lăsat-o și a căzut în divizia C. În momentul ăla a trecut perioada aia de un an de zile și contractele au expirat. Deci, practic, și jucătorii și-au găsit echipe, fiecare a plecat pe unde a vrut fiecare. Da, au crezut că știu se poate... Că voi ați promis atunci că în trei ani Jiu va ajunge în A. Ceea ce s-a și întâmplat. Și ce s-a și întâmplat, da. Da, a urmat promovarea, a urmat un an de luptă bun în B, aproape cu un picior în A. Meciul acela cu Gaz Metan Mediaș, care rămâne o mare nebuloasă. Și n-am să te descos acum, că sunt convins că nici tu nu știi ce s-a întâmplat acolo. Da, vă spun eu, nu s-a întâmplat nimic absolut. Noi deja ne pregăteam pentru fiestă. Deci n-a fost o vrăjeală fiestă, cum zice lumea. Nu, nu a fost ceva normal, pentru că noi trebuia să câștigăm acel joc și așa s-a întâmplat, că n-am putut să-l câștigăm. N-a fost nimeni contra noastră, n-am putut. Păi da, că s-a spus că au fost niște coincidențe, că asta... Miron Cosma a obținut niște contracte la Cluj și așa. Nu, domnule, nimic adevărat. Adică eu nu știu de unde să știu chestiile astea, dar nu cred așa ceva. Deci nu cred. Ce ne-a lipsit să batem Gaz Metan în meciul ăla oare? Dacă marcam în prima repriză, nu cred că era o problemă. L-au tras și ei pentru CFR Cluj. Dar normal au venit. Montați bine. Au pus piciorul, cum se zice, la fotbal. A urmat următorul, A venit următorul sezon. Tot așa, emoții. Am câștigat greu la Câmpia Turzii, meci decisiv. Eram atunci cu Gaz Metan Mediaș în lupta la promovare. Ultima etapă la Dej. La Dej, da. Ne trebuia victorie. Da. Indiferent ce făcea, oricum Gazul juca acasă cu Vâlcea, cu Deva, pardon, cu CS Deva au jucat. Da. Și am promovat. Cum au fost cei doi ani în divizia A? Primul mai bun. Da, diferența între divizia B și divizia e foarte mare. Cu toate că la noi fotbalul știm foarte bine cum e, comparativ cu campionatul Italiei, Spaniei și așa mai departe, dar diferență mare și când ești în Liga 1 e cu totul altceva. E mare, între Liga 3 și a 2 nu e mare diferență, dar între Liga 2 și a 1 e foarte mare diferență. Iată că aproape într-un sfert de veac de când ești, cum spuneam, în structurile de conducere a Jiu, ai fost de la organizator, la președinte executiv, la director sportiv, președinte, cum ești acum în ultimii ani, ai colaborat cu foarte mulți antrenori. Știu că unii ți-au fost mai dragi, noi am mai discutat asta și în presa scrisă. Îți mai aduci aminte de cei cu care te-ai înțeles foarte bine, meseriași, cum le spunem noi? Foarte bine m-am înțeles cu domnul Gigi Mulțescu. Toată lumea spune asta, deși jucătorii spun că e dificil. Pentru jucători e dificil, este un antrenor dificil, deoarece e un profesionist. Noi și nu acceptă rabaturi. Mergem, da, nu acceptă rabaturi. Noi încă suntem pe alea vechi. Domnule, antrenorul să fie mai apropiat cu jucătorii, nu știu ce. Ceea ce la urmă-i cazul. Nu se face niciodată performanță. Performanță, deci domnul Gigi Mulțescu pentru mine e un antrenor de talon. Ca dovadă că jucătorii l-au lucrat. După 6 etape, Gabia, Petre și clica lui l-au scos de la echipă. Asta a fost adevăr. Eu am mărturisirile lui Mulțescu în acest sens. Da, dar eu pot să spun că nea Gigi la un moment dat chiar nu mai vrea el să rămână.
cum a păi, nu mai vroia pentru că avea presiunea asta pusă de Simota și gașca lui Petrei. Da, asta nu pot să spun eu. Spun eu că mie mi-a spus. Personal, da, în sfârșit. Dar eu l-am simțit așa că nu mai vrea să continue, pentru că... Deși era pe locul întâi, el impunea, fără înfrângere. El impunea disciplină, el impunea respect, ceea ce să se respecte în teren. Deci era, se lucra profesionist. Da, alt antrenor. Unul dintre ei. Urmă Florin Marin. Florin Marin, deși puțină perioadă a avut, 11 etape. Da, puțină perioadă, la fel. Și Florin Marin, tot un... Se vede jucătorii care au jucat, da, unde au avut și ei la rândul lor antrenori și au învățat, au avut de unde să învețe. Și un al treilea, ca să zicem trei. Să spunem pe... pe domnul Zdrobiș. Dar domnul Zdrobiș, în ce idee, adică de organizare, de domnul Zdrobiș, da, dacă era, vrei să era formezi mai, o echipă... mai mult bun de director, da, de, da, dar și, ca și de manager. Manager, da, da. De ce? Pentru că stătea foarte bine la capitolul ăsta. Deci da, un om care se implica în toate, deci... Da, eu știu că te-ai înțeles bine și cu Aurel Șunda și cu Chiță Poena. Da, da, normal, dar... Mi-aduc aminte momentele alea de... Sigur, au fost și antrenori mai slabi. Îi spun eu că tu nu poți... Costică Roșu, adică Constantinescu, nu mi s-au părut niște nume. A fost perioada de tranzit. Da. Încet, încet, Jiu ajunge din nou în divizia B, apoi în divizia C. Ți se pare normal așa căderea asta echipei în ultimii 5-6 ani? Dom'le, în momentul când problema financiară scârție, inevitabil te duci exact acolo unde ți-e locul. Deci nu există. Dacă nu sunt bani, nu ai. Da, sunt și exemple, da, în țară. În țară, păi sunt atâtea cluburi. Chiar am văzut ieri un interviu al lui domnul Dragomir, care spunea, domnule, noi de aici, de la București, nu știu ce se întâmplă în teritoriu, domnule. Și mare dreptate. A zis o chestie extraordinară. Deci în țară echipele abia supraviețuiesc, abia supraviețuiesc. Ba cu primăria, ba cu sponsorii, ba... Sunt legile care sunt la noi în țară, deci încă nu e o lege a... Da. În sfârșit. Foarte mulți au părăsit corabia. Cum se face că George Boboc, în tot acest interval, cu urcușuri, cu mari coborâșuri, din nou cu urcușuri, iară situație de coborâșuri, ai rămas la Jiu? Eu nu cred că n-ai avut vreo ofertă sau variantă, da, sau alternativă. Am avut. Ce te-a legat totuși de curtea asta Jiului? Domnule, este foarte ușor în momentul când este greu să dai bit cu fugiții. Că nu sunt bani, domnule, dacă nu sunt plătit, eu plec sau nu știu ce. Pe mine m-a legat în primul rând orașul, oamenii și prima casa mea pot să spun că e clubul Jiu. Deci cel mai mult timp mi l-am petrecut și mi-l petrec la club. Da, și ai reușit să te calezi, să te înțelegi bine cu toți conducătorii, deși ai avut oameni foarte dificili. Cazul lui Miron Cosma, revin la el. Atât timp cât îți faci treaba, lucrezi corect, nu intri în litigii, în chestii cu diverse persoane, dar la rândul nostru știți cum e. Lumea la unii le convine, la unii nu le convine. Trebuie să stai, să-i asculți pe toți și să-i spui fiecare exact ce trebuie să-i spui. Nu trebuie să Dar care e, după părerea ta, prototipul de conducător? Gen Limoniu Mărginean, Meme Stoica, Dinu Gheorghe? Da, chiar acolo mă gândeam. Gen... Nu spunem, vorbim de patroni, vorbim de ăștia, salariați. Să spunem așa, un Dinu Gheorghe care trebuie să te apleci foarte mult spre jucători. Conducătorul trebuie să fie liant între patron și jucători. Dar puțin, că jucătorii au probleme. Chiar dacă nu le au financiare, au de altă natură. Deci, întotdeauna trebuie să-i asculți și să-i ajuți. Bun. Ca el să dea totul. Că altfel, tu trebuie să fii liant. Da, încet, încet, Jiul Petroșan și-a pierdut suful. A ajuns în sezonul trecut din nou în divizia C. Au ratat un baraj, mă rog, s-a luat locul acela, nici mai știu exact. Cineva a cedat. Nu, cedată, deci în regulament erau în campionatul 2011-2012 serii de 14 echipe, așa erau hotărârea comitetului. 6 serii de 14 echipe, da. Hotărârea comitetului executiv cu un an sau doi înainte și tot acolo s-au hotărât să fie serii de 16 oameni, da, pentru că erau multe cereri. Erau, și la noi cum nimic, nu-i sigur de azi pe mâine. Campionatul începea cu 16 echipe și ne trezeam la finalul campionatului cu 13 echipe în serie. Deci tot acolo și a zis, începem cu 16, că cine știe ce se mai întâmplă. Hotărârea Comitetului Executiv a Federației Române de Fotbal
și până la urmă am rămas 16. Da. La care am fost și noi. Ce s-a întâmplat? De ce s-a renunțat, s-a retras echipa din campionat în toamna trecută? Mai exact, în primăvara 2013. Noi ne-am retras în iarnă. Da, după în tur. Iarnă, bine, după tur. Campionatul 2012-2013. Da. Domnul Simota, cum e omul extremelor, el nu îi place să fie la mijloc. El a vrut să promovăm. De-aia am adus și să promovăm Liga a doua. De-aia am adus și jucători de nivelul Ligii a doua. Un Hotopo, un Drida, la un moment dat l-am adus inclusiv pe Bâlbă. Da, bine, da, care nu și-au făcut treaba. Și care nu și-au făcut exceptându-l treaba, pe Hotoboc. Da, dar erau câțiva jucători de bază, 4-5 de bază, jucători cu experiență. I-ați dat și lui Petre o șansă? I-am dat șansă, da, logic. Jucătorii... Apăruseră talentele alea, Toc, Chiajna la Copil. Chiajna l-a achiziționat pe Mitea. Da. Toată lumea își pune întrebare, păi Mitea stă numai în șos, numai cu... la televizor și nu mai dă fotbal, nu se ocupă. Dar e șansa lui a fiecăruia. Facem o glumă, trecând de la una la alta. Sunt mari probleme la Dinamo, atenție, dar cred că Gigi Mulțescu prinde începutul de campionat. L-au luat pe Alexi acum. Dacă l-am iau și pe Bălgrădean, la revedere. Eu cum îl știu pe Gigi? Bine, eu ce-am văzut... Și e disperat, să știi. Da. Bă, trebuie să-i aducă jucători. În momentul când? Păi, cam acum e perioada jucătorilor. Bate campionatul la ușă. O săptămână, două, da. Dar acum e perioada. Da, mari probleme de lot. Da. Sunt și campionatele de afară, când acum se fac că nici asta nu mai înțeleg, mă, pregătești într-un cantonament două jucători și după aceea pleacă la nu știu unde. Nici asta nu-i treabă. Da, dar în campionatele de afară, acum e perioada transferului de jucători. Da. Pentru că Apropo de Chiajna, Ionuț Chirilă, ce zici la Chiajna, antrenor? Da, o surpriză, că Ionuț n-am mai antrenat în ultimul timp. N-afar de Jiu Petroșan pe nimeni. Bine, el a făcut grupa aia de copii acum 20 de ani la Dinamo. Am mai fost era cine așa era pe acolo, dar nu. Deci în ultimul timp el n-a mai antrenat. Circula o glumă. Cine este Ionuț Chirilă? Și răspunsul era așa. Fiul lui Ioan Chirilă și fratele lui Tudor Chirilă. Ionuț Chirilă e un băiat deștept, un băiat care... Dar uite, e un băiat fotbal n-a percutat. Da, cu toate că a avut toate... Bun. Se retrage Jiu din ce? Rămâne echipa aia ciudată, Jiu 2 în Liga 4-a, care pierde numai cu copii, nici politica asta n-a fost bună. Nu aveam încotro. Și da. Ideea a fost să joace copiii, pentru că la un copil de 15-16 ani, așa, de la el te aștepți că crește în valoare, având jocuri peste nivelul lui de pregătire și, în primul rând, fizic. Echipele de Liga 4-a, cine nu știe, zicea, mă, Liga 4-a, nu e adevărat. Nu, eu am văzut peste 40 de meciuri în Liga 4-a exact, și echipe, am văzut ce se întâmplă, ce ambiții. Care au jucat și poate și în divizia B, da. În Liga 2-a. Sunt jucători, sunt și tineri, de, așa, dar nu pot fizic copiii. Acolo a fost o... Știi care era curiozitatea la toată treaba asta? Că Jiu Petroșan cu Brandu, iată, 95 de ani în 2014, s-a aliniat așa la nivelul ăstora, Hațeg... nou promovat a Hercules Lupeni, bravo lor, toată stima pentru cei care se ocupă de aceste echipe, dar venirea Jiului din poziția ei de brand în fotbal, aliniată la nivelul ăsta, dădea așa, Simeria, Călan. Iar o perioadă de trecere acum. Ce să Bun. Facem? Trebuie să... Se retrage și echipa din Liga 4-a. De ce? Înainte cu trei etape. Nu s-a retras echipa, am fost dezafiliați. Dezafiliați. Deci, retrăgând... Hai să explicăm cum e asta, că multă lume nu... Este foarte simplă. Foarte simplă, deci, pentru tine, că da. Știi, dar noi cei care nu... Deci, echipa de Liga a treia, în momentul când jucătorii și-au depus memoriile, da. Datorită, n-au fost plătiți. N-au fost plătiți, financiare. Deci, e perioada de 90 de zile în care trebuie să achiziți restanțele financiare. Din Așa. Momentul ăla, dacă nu le-ai achitat, din momentul ăla, jucătorii devin liberi, da. Deci pleacă oriunde, își caută echipă. Deci ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul anului 2012. Exact. Iar Federația Română de Fotbal, prin regulament, te dezafiliază, scrie foarte clar. Deci dezafilierea echipei în eșalonul superior, cum era la noi Liga a treia, și anul următor retrogradat. Bun, dar echipa a continuat și în retur în Liga a patra. Da, am continuat pentru... Nu era încă dezafiliat? Încă nu era. Deci asta era, nu era în ianuarie, februarie. Nu. Bun, e clar. Și în momentul când s-a primit hârtia... Dezafiliat acum la final. Deci explicația este clară atunci. Da. Bun. Deci în momentul, și acum ajungem la momentul fierbinte al verii 2013, când pentru prima oară în istorie Jiul Petroșan nu are înscrisă nici o echipă. Bun.
A venit și momentul acela neașteptat al arestării lui. Tu mi-ai primit o arestare la Miron Cosma. Ce să faci? La Alin Simota, care, sigur, el în momentul ăsta n-a mai putut lua nicio decizie, practică. Cum a simțit șocul? Cum v-ați aveați poate un plan, eu știu, pentru toamna asta, da, legat de el? Acum au rămas pe umerii tăi toate problemele. Lumea a început să se întrebe, echipa să treacă la primărie, să nu treacă, să o ia altcineva, cum e cu stadionul. Hai să începem povestea, de fapt, fierbinte a subiectului. Problema asta în felul următor. Deci, noi avem înființat o școală de fotbal. Noi cine? Tot Jiu Petroșan. Așa. Așa. Plus un club nou, care nu are nicio datorie, nu are absolut nimic, care merg în paralel. Un club nou, adică se numește ASE, da, Asociația... Da, dar tot Jiu Petroșan. Da, bun, cu Jiu, da, un ASE, un alt elite, ASF, da, exact, așa ceva. Exact, bun. Exact. Care are ce drepturi. Adică un nou, da, început. Un nou început. Un nou bun, început. Dar nu știu, își păstrează palmaresul. Da, bineînțeles. Bun. Dinamo și-a schimbat și PC, Dinamo, SS, CS, 1200, da, da, nu știu cât, 1947. Da. Rămâne Dinamo București, Steaua București, deci... Da, numai la Timișoara nu prea sclare, vezi. Reca și-a preluat locul în divizia A, sub numele de ACS, da, dar Poli. În momentul când tu ai luat echipa, practic, și ai plecat, că la Timișoara era Zambon pe vremea aia, el a luat echipa bine, de acolo și Zambon a dus-o mai venit Iancu. Da, la Slatina sau nu știu pe unde. La Drăgășani. La Drăgășani, exact. Așa? Deci s-a mutat cu tot, practic. Numai stadionul l-a mutat acolo și era normal. S-a aha, făcut la Timișoara ca să fie palmaresul lui. Exact, exact. Deci, după părerea ta, ACS Recaș Poli este sau nu Timișoara? Care în divizia acum? Nu. Poate să fie. Deci adică e greu de ai văzut? Numai cei care s-au ocupat de alte. Nici ei nu care... cred că nu știu, da, mare, da, lucru. Bun. Dar la Jiu nu avem emoții. Nu, la anul avem 95 de ani, avem Cupa României încă. Cupa României, da. Da, bun. E, a venit momentul iulie 2013, convocare de urgență, primărie. Ce facem cu echipa Jiu? Că acum vorbim două planuri. Al stadionului, care este al cui în clipa asta? E al vechiului club. Al vechiului club. Patronul era domnul Simota. Până în martie 2015. Da. Iar în cazul acesta, primăria era normal să se implice, unde avem un sprijin, da, foarte mare. S-a creat mare. Un mic, da, moment de derută. Da, asta e adevărul. Da. Am avut discuții cu domnul primar și e foarte hotărât ca să facem treabă. Deci să ducem, bun, echipa cât de cât... Așa, voi ați expus un plan, și anume că vreți și în Liga 4-a. Sub nume noua asociație, are voie sau în Liga 5-a? Cum e aici? Deci, pentru o hotărâre a JF Hunedoara, deci Asociația Județeană de Fotbal, Hunedoara, Federația, da, Română, da, de Fotbal Hunedoara, cum zic, da, eu. Da. Ținând cont de brand, ținând cont de baza materială. Sigur, au voie să facă această, da, derogare, da, să zic. Da, fac o derogare și... Poți să joci, deci la adunarea generală se hotărăște. Poți să joci în Liga 4. Să joci în Liga 4. Bun. Deci unde se întâmplă adunarea toată generală, țara, care va avea loc la sfârșitul lunii iulie. În data de 26 iulie. Da, bun. Așa. Cine va finanța echipa? Cum se împlăti? Ce bani? Câți bani trebuie? Cât vă costă pe lună o echipă în Liga 4? Că asta e așa o chestie, uite, comune, mici, țin echipe de Liga 4. Da, da, deci nu este o cheltuială extraordinar de mare. Spre exemplu, la Liga 3-a îți trebuie la Liga 3 150.000 de euro pe an. La Liga 3-a îți trebuie. Așa, și la Liga 4-a? La Liga 4-a te descurci într-un miliard, un miliard și ceva te descurci. Asta înseamnă 25.000 de euro? Cam așa, 25-30.000 de euro. Deci cu până în 40, cu chipzuință, bun, cu... Și deci, asta ce înseamnă? Deplasări? Arbitraje, echipament spălat, îngrijit, exact, terenuri întreținute. Da, apa de la, curent. Stadion, curent, oamenii de la pază, femeile de servicii. Acum există o structură clară la Jiu cu femei de servici, cu oameni care există în... Noi avem, da, normal, pentru că stadionul e întreținut, deci acolo se, da, tunde gazonul, se udă. Se spală, bun, sunt antrenamente, se fac antrenamente. Jucători, deci... la Liga 4, ce pretenții au ei? Că nimeni nu vine să joace pe gratis, nici la Universitatea Petroșani, nici la Liga 4, Hercules Lupeni. Așa, din câte am văzut eu, deci
salariile nu sunt mai mari de 500-600 de lei pe lună. Sunt care au și 8, prime de și 10 și le dau prime de joc. E foarte important. Da. E banii ăștia ce ne asigură? Salariile și prime, cu întreținerea la deocamdată noi suntem în perioada de discuții. Deci sper că în 2-3 săptămâni să creionez bugetul. Bun, aveți pus o listă cu jucători care ar trebui să activeze și începem cu antrenorii. Cine va fi antrenor? George Boboc va fi președinte în continuare. Da, bun. Deocamdată. Marin Tudorache ce rol va avea? Marin Tudorache va fi directorul școlii, directorul clubului pe parte tehnică. Deci fel de director tehnic. Directorul tehnic al supervisor, clubului. Să zic. Exact, exact. Toni Sedecaru, antrenor principal. Principal la echipa de Liga 4-a. Directorul sportiv, la anunț în premier, este domnul Militaru. Deci Damian Militaru va fi directorul sportiv. Va fi directorul sportiv al clubului. Și el are și grupă de copii, deci în paralel poate să facă, deci îl ajut și nu e problemă să... Există acum încă un plan de lucru administrativ la stadion să mai repa... Uitați, e o chestie și dacă vreți și sensibilă, că nu e de ascuns. Cabina de transmisie a avut o problemă asta iarnă, a luat foc, a avut o problemă acolo. De la un reșou acolo. Da, în fine. Da, o să le punem la punct toate la timpul. Da, deci anul ăsta. Anul ăsta, bineînțeles. Bun. Deci cu Jiu cam... Se pare că vom avea și meciuri. Ajungem și aici. Cu Jiu se pare că am cam lămurit-o. Deci, stimați telespectatori, George Boboc, președintele clubului Jiu, spune că Jiu Petroșani va începe din toamna acestui an în Liga 4-a, din nou. Există o listă de jucători. Da, poate aveți 30, 40, în 20, 18, cât trebuie. Pe data de 15 se reunește lotul. Așa. Și atunci vom ști. Vom ști care... Campionatul va începe la finalul lui august. Deci... La nivelul de Liga a 4-a, așa este. E timp sau în prima destul, săptămână din septembrie. Da, e timp destul pentru... Dar mai vine o altă întrebare. V-ați gândit tot forma aia de lot de jucători, numai de ăștia de 16-17 ani? Nu se poate, deci că ai văzut ce se întâmplă. Am avut discuții cu domnul Tudorache și va trebui să avem și niște jucători cu experiență. Eu zic că cel puțin nivelul, 4. Da, cel la puțin nivel, 4 jucători. 4-5 jucători, da. Nici prea mulți. Nu, am zis, jumătate de echipă. Da, care să fie utile. Da. Adică cei tineri să aibă de unde să învețe. Forțez prea mult dacă te întreb, dă-mi un nume care ar putea reveni. Nu pot să spun la ora asta. Mulți vor să revină, mulți din foștii jucători, dar foarte mulți vor să... Hotoboc nu, sigur, nu? Hotoboc e la Universitatea Craiova. Da. Dar dintre cei din Valea Jiului... Sunt care vor... Că exista și aranția asta simpatică, se vorbea de Liga 5 atunci, care ar putea să revină să joace Viorel Stancu, Dumne, știți cei de aici, Hansel, eu știu... Dacă pot, la sigur, nivelul de Liga 4, jumătate de oră să nu crezi că n-ar putea dacă juca. Pot și se pregătesc, de ce nu? Dacă... Cum ți se pare, iar fac o paranteză, fotbalul din Vale? Universitatea Petroșani, iată, a câștigat titlul județean, s-a dus până la baraj unde, păcate, nu i-a ieșit. Noi și noi am fost la baraj acum 2 ani de zile. Da. Pe plan județean sunt câteva echipe, 3 echipe, așa, 3-4 echipe care se bat pentru primul loc. Iar când te duci la baraj, e altă treabă. Acolo depinde foarte mult... De forma de moment. De moment. Deci acolo nu e... Faci cantonamente, faci, asiguri toate chestii și poți să joci foarte prost. E o performanță, clasarea pe locul 3, pe țară, la juniorea 1 a universității? Pot să spun. Noi ne-am clasat pe locul 2, e pe locul 3. E la nivel de țară să fii clasat pe locul 3, dar bineînțeles... Eu pot să o numesc chiar... Da, și acolo s-ar putea chiar fi o performanță, un jucător doi dar, care ar putea juca la Jiu. Zic, sunt, o sugestie, dar... Bun. Hai să vedem ce e cu Universitatea Craiova. Asta este, cum se spune, subiectul zilei la Valea, în Petroșani. Deci, de unde s-a ajuns pe la chestia asta? Ținând cont că nu se știa exact ce e cu stadionul, până la urmă cum au intrat în colaborare? Eu am impresia că ei s-au... Nemai lăsați să... Deci la Craiova este o luptă între Răguța Vasilescu, să-și discute jocurile acolo, de la Craiova. Care vrea să-și facă o altă echipă? Nu înțeleg ce vrea să facă femeia aia. Dom'le, sunt practic două echipe. Sunt. Dar deci, nu sunt niciuna. Acum 2 ani atenție, de zile, la ora asta nu e niciuna. Nu sunt înscrise, dar săptămâna asta se vor înscrie. Cred. Problema cum se... Acum 2 ani de zile, în adunarea generală a Federației Române de Fotbal, la care am participat și eu, deci s-a propus dezafilierii Universității Craiova, S-A. echipa lui Mititelu, S-A, așa se numește, așa, și pe urmă afilierea
unde echipe, adică s-a făcut un loc pentru Universitatea Craiova, dar pentru primărie, practic. Deci, bun, nu pentru deci echipa lui Mititelu a retrogradat acum 2 ani de drept în B. Deci de este drept, în B, nu au retrogradat-o, atenție, așa, și, aia, de la federație. Și pe urmă a fost căzut, și dezafiliată. Așa, și a fost după și ce a căzut în B, pe sportiv. Pe plan sportiv, a fost dezafiliată. A fost dezafiliată, dezafiliată. Ea s-a dus mai departe, s-a dus la TAS, unde au câștigat, sau la forurile superioare. Și au câștigat la TAS, în timp, paralel, ăștia își făceau altă echipă. Ăștia își făceau altă echipă. Așa, bun, și acum e o derută. Da, sunt două echipe, dar... Mititelu se bazează pe rezultatul de la TAS, da, bineînțeles, Tribunalul de Arbitraj Sportiv, exact, să spunem. Exact. Și are dreptul să pune echipa în B, ceea ce el dorește, dar nu mai lasă primăria în Craiova. Nu mai lasă primăria, oare, da, de ce? Sunt problemele lor acolo, eu nu pot să comentez și să... Bun, și atunci el ce a făcut? A pus una pe telefon. Am văzut, se zice? Da, i-am văzut la televizor acolo, când doamna Olguța s-a dus pe stadion acolo, mai bălăraie, numai chestii între astea, nu s-a mai făcut activitate nimic, acolo, da, perioada asta, așa, și atunci am auzit în prima fază că vor să dispute meciurile de Liga a doua la Petroșan. De ce crezi că s-au gândit la Petroșan, ținând cont că în jurul lor Slatina, Vâlcea... Poate au gândit... Drobeta, Turnul, da, Severin... Poate au gândit... Hai, nu zicem Târgu, da, Jiu, că mă rog, ăștia au echipă. Da. Cum Jiu, Petroșan, ne mai având echipă nici în Liga a treia... Și având bază... Și având condiții și bază și așa, s-au gândit poate la chestia asta, mai ales că... Da, că Vâlcea și ăștia mai au echipe, așa. Da, domnul Iancu a mai lucrat cu noi, a cochetat cu noi aici... Da, același domnul Marcel Iancu... Același domnul Marcel Iancu... Și știa de potențialul infrastructurii de la noi și atunci ne-a zis, mă, pentru e 170 de kilometri aproape, dacă găsim îngăduință primărie la asta, s-au făcut niște acte acolo, bătute în cuie, clar. Am văzut cu 1000 de euro meciul plus TVA. Da, ei n-au cerut decât atât. Da. Nu au cerut decât atât. Să vină, să joace, da, la jocuri oficiale. A apăruse panica asta, că ne ia Craiova, stadionul, da, că ne ia echipa. Ce vorbe, se ia? Deci, e ca și cum noi doi am cântat la Tobe și am închiriat stadionul. Da, da, da. Nu, ei și-au... Sau, mă rog, cei de la cultele, da, religioase care îl mai închiriau. Deci ei, practic, vin înainte de meci cu o zi, înainte de meci, vin, joacă și pleacă. Și pleacă. Și când au meciurile amicale, un meci amical poate să aibă pe săptămână, nu cred că le au chiar în fiecare săptămână, ei ne anunță cu 3 zile înainte exact când au și meciul amical, ei pentru chestiile astea ei plătesc. Da. Așa, deci lucruri care erau sparafate, că a fost o ședință de urgență, de îndată, cum se zice, Consiliul Local, la care a participat și tu, bănuiesc. Da, da, da. Domnul Iacobriți, cred că a fost deschis atât pentru echipa de Liga 4-a. Mai ales situația financiară a clubului. Da. Ei, nu mai zic, acum vin niște bani și nu se poate spune că nu mai sunt bani să ajut echipa de Liga 4-a. Vin bani acum, da, de la Craiova. Până e prima etapă, că prima etapă la Liga a doua e în 7 sau 8 septembrie, mi se pare. Așa târziu începe? Da, bineînțeles. Ah, deci mai e până atunci. Da, până atunci noi trebuie să înscriem echipele, că nu numai echipa de Liga 4-a. Vă aveți și de juniori A1. Avem juniori A1, avem juniori C, D, E, Danone. Și sunt și pe club, și pe școala sportivă, pe școala de fotbal. Deci acolo implică transferuri, să credem că dacă se va materializa acest moment Universitatea Craiova, vom vedea meciuri de divizia B la Petroșani. Da, și meciurile vor fi și televizate. Televizate. Vor juca sâmbăta, duminica. E, aici am vrut să te întreb. Liga 4 se joacă sâmbăta. Ce faceți când voia, dacă Jiu e programat să joacă sâmbăta, când și nu e nicio problemă. Deci, trebuie să găsiți înțelegere undeva, da, la AJF. Da, în primul rând înțelegere la cluburi. La cluburi. Că dacă... Păi la cluburi, dar trebuie să jucați ori vineri după masa. Păi vineri după masa vă jucă. Da? Da. Cel mai bine ar fi. Cel mai bine. Atât, părerea mea este. Da, da, exact. Deci eu să joace meciurile vinerea după masa. Ar fi foarte bine. Asta v-ați și gândit, cred că, la soluția asta. Da, am și se gândit, poate normal. Întâmpla că da, e posibil să nu vă întâlniți deloc. Da, se poate foarte bine să joace numai duminica, spre exemplu, Universitatea Craiova, să aibă jocurile de acasă duminica. Da. Când deplasare nu contează. Deplasare nu vă interesează, desigur. Jocurile să joace duminica. Duminica. Și așa este posibil. Da, și atunci nu e nicio problemă. O juca sâmbătă. Jucăm sâmbătă, da. Deci, că la un dat se spunea de un cuplaj, ce frumos ar fi să joace Jiu înainte. Nu merge, că trebuie să jucați la 9 dimineața. Da, exact. Trebuie juniorii A1 prima dată. Și da, bine, aia să cer că ar juca pe terenul auxiliar. Da, meciurile Jiului, aici e o întrebare, pentru că noi știm că totdeauna
dintr-o chestie care n-am înțeles-o la lui Simota, a marginalizat Jiu, ținându-i pe terenul 2 tot timpul la Liga 4. Acum unde vei juca? Nu că a marginalizat, dar... Păi l-a protejat, dar pentru ce? La ora actuală, suprafața de joc la terenul 2 este mai e bună, mai așa, bună decât la primul teren. Da, și da, s-au bine, și obișnuit jucătorii, s-au obișnuit, de multe ori am vrut să jucăm pe terenul 1 și au spus nu, că ei acolo fac antrenament, s-au obișnuit acolo. Altfel da, au unghiurile, altfel... Da, 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 ca impact al spectatorului, bun. Cum va fi la... Am înțeles că vor cere taxe de intrare, 10 lei cei de la Crove. E problema lor. E problema lor, am înțeles că ei... Păi și ei cred că va veni lumea de bani, așa, după părerea ta, ținând cont că noi știm bine, vină la Jiu gratis. Noi nu putem să le facem lor program da, absolut. Sensul, așa. Ei, bucătăria lor, noi știm, conform contractului, încasăm 25% în din... În cazul că pun intrare. În cazul că... Corect. Vezi, ei probabil gândesc cu mentalitatea aceea de divizia A, de bani, de... Și va fi intrare. Nu va merge. Da, pentru că e stipulat în contract. Da. Bun, deci lucrurile cum? Din punctul tău de vedere, cum le consideri? Este ok? Deci, deocamdată sunt ok. Deci, avem sprijin, sper să se și materializeze, dar cum văd eu lucrurile, deci lumea, în special factorii de decizie de la primărie, deci sunt pentru club și deja pun umărul. Și... Acum, știi, eu în calitatea mea de întrebător, numit reporter sau cum vrei să-mi spui, realizator de televiziune, sunt tentat să intru puțin mai în cu bisturiu. Crezi că administrația locală și-a deschis dintr-o dată sufletul pentru Jiu și pentru faptul că cu Alin Simota nu aveau o comunicare bună? Poți să comentez eu. Dacă vrei răspuns, aceasta, dacă da, vrei nu răspuns. Pot eu să comentez care erau relațiile. Că întâmplător și... așa este acum. Da. E așa percepem lucrurile astea. Înainte nu v-ați apropiat așa. Acum lucrurile s-au mai ameliorat. Clubul nu poate să continue Jiu Petroșani să stea în Liga a 5-a, a 4-a și pot să spun și a 3-a. Da. Jiu Petroșani să fie cel puțin în Liga a 2-a, domnule. Așa ar fi corect. Adică nu, la nivelul diviziei B. Divizie B. Haide că poate Liga 1 e pălăria prea mare. Dar nu există. Deci pentru oamenii de aici, din Valea Jiului, care nu că sunt obișnuiți, dar noi trebuie să creăm, să ducem echipa, nu contează prin ce condiții și asta, trebuie să duci echipa acolo unde, pentru că ăsta e nivelul, Valea Jiului are un nume în fotbal, nu e, te duci la, nu știu unde, la grădinari sau nu știu unde, au fost într-un an în divizia B și nu s-o mai aude 25 de ani de... Păi nici de Unirea Orzicenu nu s-a mai auzit bineînțeles, nimic. Nu știu dacă s-a mai auzit de Victoria Brănești vreodată ceva. Și nu e, că dacă se unesc forțele aici, la șanse, Valea Jiului, se unesc forțele, echipa se duce în divizia B fără probleme. Fără probleme. George, nu știu dacă la nivel de vale a Jiului s-ar putea unii forțe, că știi că nu știu dacă la nivel de vale, dar orașul Petroșani, deci... Uite, nu-și poate face ea o echipă de divizia a 4-a, dacă n-ar fi așa domnul Hațegan, care, bravo lui, susține echipă Liga 4-a. Exact. Iar mai ales că aici avem atâția copii, domnule, copii care vor să joace și vor să învețe și... Da, și copiii ăștia, vezi că joacă până la o vârstă și după aia nu te mai poți baza pe ei, pentru că chiar tu, noi în discuțiile noastre, încep să aibă pretenții la bani. Încep să am pretenții. Părinții fac presiuni, noi știm lucrurile astea. Copilul când a făcut 15-16 ani, așa, deja se duce la părinte și vrea aia, da, vede ce-i pe lângă el, să fie un club, nu știu pe unde să duce și așa mai departe, la școală, îi trebuie alte, sunt alte pretențiile, se duce la părinte. Părintele, situația din vale o știm cu toții cum e, la nivel de salarii și așa mai departe. Poate părintele n-are de unde și atunci spune, mă, dacă tot a ajuns la vârsta de 16 ani, deci de-aia vine părintele și cere. Da. Cu toate că eu chiar copilul... Eu situații de genul ăsta. Cu toate că copilul în perioada aia, deci la vârsta aia, nu... deci nu poți să-i dai bani. Să-i emită pretenții. Că dacă ar emiți pretenții în momentul când echipa e cel puțin, să spunem, Liga a treia, și mai stăm de vorbă. Ești titular acolo, deci ești titular și jucător, că decât de bază sau de
perspectivă, tânăr de perspectivă, și atunci îi faci un contract și așa mai departe, dar... Păi de-aia spun și eu, nu ar fi mai bine în cazul ăsta să existe un regulament clar, de ordine interioară chiar. Dom'le, suntem în Liga 3, joci atâtea minute, ai 3 lei primă. Exact. Știi? Da. Eu nu știu cum e legatul ăsta de club, că să le dai dezlegare, nu știu câți bani, să îți dea părinții, că și lucruri de astea am auzit de-a lungul anilor. Sau multe, dar nu asta e. Aia mă țin la jiu, nu-mi dau nimic, dar după aia Simot am cere nu știu câți bani. Nu e adevărat, domnule, nu e adevărat. Au venit părinții și le-am spus, domnule, duceți copiii unde doriți. Dacă dumneavoastră credeți că copilul dumneavoastră joacă la un nivel mai înalt și are alte perspective, îi se face contract și așa mai departe, duceți-l, nu-i nicio problemă. Uite cum sărim de la una la alta. Tot vorbim de centre de copii. Acum vorbim de o școală de fotbal. Mă rog, se discuta de o academie, sigur, aia nu mai intră discuție, că sunt niște criterii, am înțeles, mai speciale. Da, din 2010, de când s-a făcut Giga Hagi, din momentul ăla nu s-a mai folosit cuvântul academie. Bun. Pun o altă întrebare. Dintre copiii ăștia din ultimii 10 ani, nu mă duc mai în spate, arată-mi și mie un nume greu care joacă în divizia A. Momentan nu pot să spun. Ai văzut? Nu pot să spun. Deci, că au pretenții degeaba. Păi, tocmai de aia. Da. Nici noi nu... Mareș, care era o mare speranță, nu știu dacă va prinde Vaslui. Am înțeles că e un fotbalist problemă acolo. Da, mai are un an de juniorat. Deci eu am discuții mereu cu Danciu și nu aud altceva decât că are numai fițe în cap, că nu merge la școală, că... Nu prea au lucruri bune. Perioada lor, perioada asta, ei încă mai sunt visători, ei cred că vin banii de la sine, fără să joci, fără să... De exemplu, Vlad Tudorache are alt caracter. Acolo un caracter frumos. Bine că și Mareș are un caracter frumos, deci nu pot să spun că are... Dar depinde cum te acomodezi, depinde cum și așa mai departe. Nu e prea mare saltul ăsta dintr-o dată să pleci de la Jiu Liga 4 la Vaslui? Genule, dar problema se pune în felul următor. Ei l-au luat pentru perspectivă pe băiat, da, pe Mareș. Că e pe la lot, l-au văzut și așa mai departe, dar nu pentru echipa mare. Pentru echipa mare, ca să joace, normal ar trebui să joace, dar acolo vă dați seama că... De acord cu tine, dar îți dau și un alt exemplu, un contrapunct cu ce spui tu. Nicandru a plecat de la Jiu din Liga 4-a. Nicandru avea 23 de ani. 23 de ani, da. Spre 24 de ani, deci era călit. Jucase pe unde jucase. Bine, la noi a fost în trecere. Nicandru a fost în pregătire cu Gazmetan Media și cu o jumătate de campionat înainte deci să vină la noi. Îl știau și trebuia să joace până... Și noi am aflat asta mai târziu. Da. Noi n-am, că... În sfârșit. Deci îl fusese și pe urmă am aflat noi că el de altfel acolo a fost prima dată și n-au putut să-l facă, trecuse perioada de transferuri. Și să știi că undeva ne bucurăm când vedem jucători care au jucat la Jiu, dar și corect, ne pare corect rău când îi căutăm acum cu lupa. Big Falvi nu mai în campionat, Vali Badea, nu știu pe unde mai joacă. Nu mai joacă, mi se pare. Joacă undeva. Nu știu dacă anul trecut a jucat pe o echipă. Da, anul trecut, dar am zis că s-a lăsat. Uite, Ciprian Petre încă merge ok, da. Nicandru, în regulă, Hotoboc. Dar noi am avut foarte mulți jucători aici care joacă în divizia. Da, am avut foarte mulți, vreo 12 la un moment dat. Mai joacă Scarlatache, mai joacă Marian Constantinescu la Piatra Neamț. Da. Mai joacă domnul Pintili. Da, nu, am avut mulți. Care e vârful de lance al nostru încă. Am avut jucători mulți. Dar tot așa, la vârste, peste 20 și bine. Dar ăștia mici, liniște. Nu pot, în prima fază nu pot. Trecerea de la Liga a 4-a, de la juniori, să te duci la o echipă de Liga 1, trebuie, nu te-a văzut nimeni până atunci. Adică sigur, să treci pe la Liga 3-a, 2-a, cel puțin. Că noi mai glumeam și spuneam, băi, toți au pretenții și până la urmă unde au ajuns să joace pe la Pui, pe la Hațeg. Deci, jucătorului trebuie să atunci să-i dai în momentul când merită, deci nu-i dai aiurea, că așa el îl formezi și greșit. Da. Spre exemplu, un club care are bani, ce ar fi să dea bani la toți care nu fac obiectul pe moment, că poate ei ajung pe urmă atunci... Chiar el despre el își face o impresie greșită. Da, prea bună și cade în panta cealaltă. Eu nu spun să-l ții fără bani, să-l ții fără condiții, dar nu, că pe urmă spune, băi, eu sunt cel mai bun, cel mai nu știu ce, și uite ce are de nimic. Și să pierd, da. Cu toate că ei sunt talentați, că acolo e toată problema. Deci una peste alta, să sperăm într-o toamnă bună. Sperăm. N-avem încotro, trebuie să mergem mai departe. Și că vom vedea din nou lumea la stadion, atât, zicem noi, vinerea la Liga 4-a, sau mă rog, când o fi.
Așa, sâmbătă, în caz că joacă Universitatea. Acum, bun, s-au făcut actele cu Universitatea, cred, dar chiar crezi că ăștia vor veni să joace aici? Nu știu, așa o... Cred că e o, și o ambiție a lui Mititelu. Doamne, îi văd bine intenționați, dar se poate întâmpla orice, deci... Se pot răzgândi. Dar bineînțeles, no, știți n-ar cum fi... e. Acum, dacă Olguța Vasilescu spune, aveți totul la dispoziție și dacă îi spună mâine, bă, știi ce ne-am gândit noi, ia luați-mă de aici. Da, exact. Se poate întâmpla orice, deci nu e ceva care e bătut în... Bine, contractul este făcut, totul în regulă, dar... L-am văzut, așa este. Da. Da. Bine, domnul Boboc, am discutat mai mult de ori, am intrat în prelungirile unei reprize de fotbal. Da. Asta a fost, să zicem așa, emisiunea de urgență la momentul iulie 2013. Să sperăm că... Da, trebuie să avem încredere. Lucrurile și... vor... Da, bineînțeles. Mergem spre mai bine, că vorba mai rău de acum nu se poate da, mai jos da, de da, atât. Pentru că la momentul când vorbim la acest microfon, noi nu avem echipă. Ea începe acum să se... Exact ce am discutat. Bine, ei sunt jucătorii de anul trecut, copiii, practic. În majoritate. Grupa, majoritate. Dar, cum ai zis tu, 4-5 maturi, câțiva, neapărat, da, pentru că nu se poate juca. Deci în formula aia cu 2 la 9, 0 la 7, 0 la 10, da. 0 la 5, adică nici pe așa. Niște jucători de-ai noștri care sunt din vale, spre exemplu. Da. De exemplu, un Calai, un da. Sache, un așa, vreau să joace la altundeva. Noi aici, fac naveta la Hațeg, unul face nu știu unde. Da. Dacă li se asigură condițiile de da, la Hațeg, clar că joacă aici. Da, e clar. Că ei de asta au plecat. Uite, Tonca, un portar iar da, care Tonca, putea reveni. Da, și atâți jucători, mai sunt și în Vale, vreo 2-3. Au atâta experiență la nivelul Ligii a 4-a. Da, da, da. Au jucat și în Liga a 3-a, unii dintre ei. Bine, mulțumesc. Deci aceasta a fost discuția la un... Șpriz de vară, nu, că am băut o apă colorată. Cu George Boboc, cel care începe, câte la sezon, George? Al 25-lea, al 24-lea? 91, 24-lea sezon. Am zis eu bine, un sfert de veac. Mult. Mult. Erau complete cu... Dar niciodată nu e... Dar niciodată nu e suficient. Da. Și să sperăm că lucrurile se vor normaliza, ba mai mult, vor intra pe un făgaș firesc și să se vorbească despre Jiul, cel puțin în perspectiva anului 95 de la înființare, 1919-2014, sub alte auspicii. Eu îți mulțumesc și îți doresc succes în campania care începe în toamna lui 2013, să fie așa cum vrem, echipa în Liga 4-a și, de ce nu, Craiova să joace la noi în Divizia B. Da. Mulțumesc! Și eu mulțumesc!